Vreau încădat să vă salut pe toți cu pacea Domnului. Vreau să vă spun un bun venit în casa Domnului. Psalmul 40, de la 1 la 5, care spune: îmi păzeam, îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine. Mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa peirii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta și au venit și s-au încrezut în Domnul. Fericit de omul care își pune încrederea în Domnul și care nu se îndreaptă spre cei trufași și mincinoși. Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile tale pentru mine, nimeni nu se poartă asemăna cu tine. Aș vrea să le vestesc și să le trâmbițez, dar numărul lor este prea mare ca să le povestesc. Slavă Domnului și aducem mulțumire lui Dumnezeu că cel mai mare lucru făcut pentru noi, am primit mântuirea. Amin? Ce podobesc
glasul meu către Dumnezeu. Strig cu glasul meu către Dumnezeu și El mă va asculta. Amin. Psalmul este scris un cântăreț Asaf. Interesant că dublează cuvintele aici. Strig cu glasul meu către Dumnezeu. A doua ori tot spune, strig cu glasul meu către Dumnezeu și El mă va asculta. Când citesc mai departe, a doua, trei, a patru verset, El striga către Dumnezeu. Avea tare mare nacaz, că scrie ziul nacazul meu, caut pe Domnul. Uitați-vă, și noaptea mâinile ridica spre Domnul. Orice om trece încercările, frați, surori. Și cine scris psalmul, era ca o cântare, că psalmurile este o cântările care cânta evreile în timpul. Napodobie ca ortodoxi, cânt, da, ei cânta lor cântarea, dar evreii cânta cântările Domnului. Acolo era așa că era rugăciune psalmul. Și el plângea către Domnul, fraților, gândiți-vă, și noaptea striga către Domnul. Cum noi strigăm noaptea, fraților? Ori noaptea noi dormim, suntem obosiți, trudiți. Dar când vine în acasă, fraților, și aveți toți copii mici, dacă copilul nu dorme noaptea, ce facem? Ne rugăm. Dacă mergem la emergență, bine, dacă nu mergem la emergență, strigăm către Domnul. Știi, am o aici tare ușor în America, mergi la doctor, gata, tăt. Dar în țară, fraților, aveam obicei așa, ce mai bun obicei, ne rugam Domnului. Amin. Și atunci când ne rugam Domnului, fraților, am observat mult ori, cum făceam, Domnul trezea prin copilul pe noi să ne rugăm, după rugăciune copilul a dormit. Și știți, fraților, eu vorbesc lucrurile mici numai. Da, este lucrurile se face mai mare. Dacă nu dormi noaptea, stai cu mine, atâta noaptea faci, dimineața de tine nu nimic. Dar mai bine faci rugăciunea bună către Dumnezeu și Domnul liniștește copii, fraților. Mulți spus mie că, deși rugați pentru lucrurile mici, fraților, înainte Domnului nu lucrurile mici. Eu învățam să mă rog la Domnul să-i cer orice lucru care am nevoie. Știți? Și mulțumesc Domnul că Domnul ascultă, fraților. Știu că când suntem bolnavi, noi, știți că ai durere în trup. Ce mai primul emergență este Domnul. Primul emergență, știți, fraților, necăim, Doamne, iartă-mă, este scris și vindică. Și Domnul acela care te iartă când te căiești și pe urmă te vindică. În Biblie scris de o femeie care numele Ana, e fraților rugăciunea, era, e sluja Domnului prin post și rugăciune. Eu m-am gândit, cum slujești Domnului prin rugăciune? Fraților, atâtea probleme este astăzi în poporul Domnului. Măcar sunt în America, fraților, dar știu că mai mult plâng lumea în America decât în țară. Că atâtea probleme cu copii, cu nepoții, bine că sunt creștini, dacă ceva nu se întâmplă, că lumea atâta atrăgătoare pentru copiii noștri, fraților. Și mulțumesc Domnului că Domnul a păzit copiii noștri. Că numai prin rugăciune, fraților. Și dacă copiii mei știu, dacă au probleme, este trebuie să învațe de la noi. Cum s-a rugat mama, cum s-a rugat tata și ei se rogă mult pentru copiii lor, fraților. De aceea, slujba de rugăciune, la mult biserică s-a răcit. Și asta problemă. M-a auzit mult treziri spiritual care s-a făcut în America, în orice țară, era prin rugăciune. Am citit că omul s-a rugat, evanghelist, 4-5 ore. M-am gândit, ce poți 4-5 ore să te rogi?
Dar a avut cuvintele, fraților. Avea harul din partea Domnului să stai pe genunchi. Și Domnul Iisus, fraților, știți, ziua predica, noaptea ce făcea? Se ruga, dar pentru ce? Tu ești născut din cer, tu ești plin de Duhul Sfânt, la cuvântul lui te drace scotea. Și tot el spus, rugați-vă, să nu cădem în ispite, fraților, câteodată noi gândim, de ce au venit ispite? Știi de ce? Că n-am rugat cum trebuie. N-am vedeat în rugăciune, este scris, rugați-vă neîncetat, aia înseamnă totdeauna. Știți înseamnă rugăciunea? Scapă de mulți prilejii noi, fraților. Domnul Iisus a rugat pentru Petru. Știți că Petru a căzut la examen, dar totuși, prin rugăciunea Domnului Iisus, el s-a ridicat și s-a făcut apostol. Și Iuda s-a ridicat, a căzut, dar n-a avut cineva pentru el să se rogă. Și el a căzut, și problema mare era cu el. De aceea, fraților, trebuie să ne rugăm pentru toți. Apostol Pavel scris, ne rugați-vă pentru toți cei care conduce țara. Ne rugăm pentru cei ce conduc țara, fraților. Ne rugăm pentru toți oameni, așa scrie de rugăciune. De aceea, să știți, fraților, eu spun totdeauna că Domnul Iisus a venit în amul după masă să asculte a mea și a ta rugăciunea, care scris, psalmul scris, cu glasul meu strig între Domnul. Înțelegeți că Domnul vrea să aude glasul meu, personal. Domnul ascultă personal glasul meu. Nu trebuie, trebuie să ne rugăm pentru alții, fraților, dar totuși Domnul trebuie să asculte glasul meu. Când vei înainte Domnului, să știi că Domnul, cine vine înainte Domnului, este scris, trebuie să crede, să avem și credință la rugăciune. Dacă avem credință înainte Domnului, Domnul va face mare minuni, fraților. Ce mare minuni, eu spun că totdeauna se cheamă oameni la pocăință. A doua minune să pocăiască pocăiți, fraților. Tare greu să pocăiască pocăiți. Și tot ne rugăm, Doamne, sfințește pe noi. Sfințește lumea asta, duce la pocăință. Apostol Pavel era plin de Duhul Sfânt, care, fraților, mulți minuni făcea. Totuși spune, rugați-vă pentru mine. Ne rugăm pentru predicători, fraților. Nu, eu mă spun totdeauna, spun, Doamne, binecuvântează frații care predic în țările care nu sunt creștine. Și în țară creștină greu să predic, chiar în America te pune la punct, ai church, du-te la church, predici. Frate Zore, știe asta. Și știți, dragii mei, dar obligația mea și a ta să ne rugăm. Știți, dragii mei, că mergem înainte Domnului, în rugăciune, dacă noi ne rugăm totdeauna, să fim mai liniștiți. Știi de ce? Că rugăciunea descarcă inima omului. Când venim înainte Domnului, spunem, Doamne, am problema asta, am nu pot fac așa, și începem, descarcăm tot ce satanul a băgat, tot ziua la luptă cu noi. Și venim la rugăciune Domnului, Doamne, liberează de greutate. Atunci nu aveam intențiunea mare. Nu avem probleme, bolile mari, fraților, că știți, rugăciunea descarcă omul. De ce i-a spus, ne rugăm totdeauna înainte Domnului? De ce, fraților, ne rugăm, nu numai aici, ne rugăm și acasă. Dacă ți Domnul noaptea te trezește, nu pot dormi, rogă-te. Să știi, po Domnul pe tine te sculat să te rogi pentru misionar. Pentru fratele bolnav, că cu cancer, care are nevoie, fraților. Știți, rugăciunea Domnului place. Când ne rugăm Domnului și El va asculta, cea mai mare fericire, eu cred că, dacă ne rugăm cu credință, El va asculta.
Și când trecem ori încercare, spunem, Domnul m-a ascultat, Domnul m-a binecuvântat. Și totuși prin rugăciune. Dacă nu ne rugăm, frate, totdeauna, știți, mă gândesc, dacă nu ne rugăm la drum, câte accidente aveam? Dacă nu ne rugăm, dar ne rugăm, Doamne, păzește-te. Sculem dimineața, spunem, Doamne, păzește-te. Doamne, fii cu noi la lucru, orice lucru facem. Ne rugăm, Doamne, fii cu noi. Și când termine ziua, fraților, nu uităm și mulțumim Domnului, totuși prin rugăciune. Totuși, rugăciunea este, știți, a luptă, luptă, fraților, și binecuvântare. Eu am gândit mult ori, dacă nu era rugăciunea dată pentru om, ce făceam? Nu știu, fraților, dar prin rugăciunea am atâtea binecuvântări când stau înaintea Domnului, că mă rog, atunci vine bucurie mântuirii, fraților. Dacă nu m-am uitat de rugăciunea, e problemă mare. Și astăzi, știți, la mulți slujbi la adunări, rugăciunea s-a dus mai pic mai slăbuț, mai mulți cânteri, mai mulți predici, dar rugăciunea mai puțin. Dar nu bine așa, tare bine că este tot la locul Lui. Dacă ne rugăm să fim ascultați de Domnul, fraților, eu știu că dacă eu mă rog, Domnul trebuie să pe mine să asculte, pe mine și pe voi, fraților. Dar noi vrem să fim ascultați pe Domnul, numai un pic suntem așa, cam slăbuți câteodată în rugăciune. De ce, dragii mei, avem timpul de rugăciune acum? Știți, Domnul s-a prezentat. Numai deschidem inimile noastre și ne rugăm Domnului și El va asculta. Amin. În casa Tatălui.
Slăvit și binecuvântat să fie Domnul nostru! El merită toată gloria și lauda. El ne-a creat să-L lăudăm și să-I mulțumim Lui. Mi-a plăcut îndemnul lui fratele, cum spunea, cu gura noastră să strigăm către Domnul, cu sufletul, cu tot lăuntrul nostru și să-L lăudăm și să-I mulțumim pentru tot ce a făcut. Duminica trecută eu m-am gândit că soțul o să spună saluturile, că noi am stat o lună și ceva în North Carolina, am putut merge într-o duminică și în South Carolina și frații de acolo toți ne-au primit cu drag, ne-au salutat și au trimis saluturile lor, harul și pacea Domnului aici în Florida. Eu într-o duminică am putut merge cu fiul meu pentru câteva zile în Detroit și acolo am mers duminica la biserică. Aveam un grup de surori cu care ne rugam și au zis, Aurica, vin o să vezi biserica nouă unde ne-a dat Domnul și ne-am mutat într-o biserică nouă că n-aveau loc de parcare și am zis ce ne bucurăm. Atunci au zis să spun o poezie și am invitat pe frați când vin în Florida să treacă și pe la noi, că am spus că avem biserică română și m-am bucurat că la urmă au venit la mine niște frați și au zis chiar noi vrem să mergem în luna iulie în Florida spre Sarasota încolo și zice ne gândeam dacă găsim o biserică românească și le-am zis că este și am dat fratele telefonul lui fratele Victor și au zis că o să ne cap. Uite, și-o zis că are și un băiat care a terminat ceva seminar și să vadă cum Domnul lucrează. Și am spus că ne bucurăm. Și așa am rămas uimită cum Domnul ascultă rugăciunile, cum scoate așa în față oameni și lucrează tot prin oameni. Slavă Domnului! Poezia se numește Veniți cu toți să lăudăm pe Iisus. Veniți cu toți să lăudăm pe Iisus Salvatorul, cu bucurie să-I cântăm că El este Mântuitorul. Iubirea care arde în noi mereu să fie aprinsă, chiar dacă lupta e întoi, să fim cu inima deschisă. Cu toți să lăudăm căci ne-a spălat veșmântul, cu dragoste să ne închinăm că a așezat cuvântul, în inimi care l-au chemat cu dor și bucurie și a pus în ele rod bogat și sfânt izvor de apă vie. Nu mai e mult și va vei
și va veni Iisus pe nori de slavă, cu îngerii lui mii și mii să-și ia mireasa-i dragă. Nu mai e mult și te va întreba, copile, ești tu gata când trâmbița va răsuna să zbori să ți-ai răsplata? Căci pașii mei se aud mai clar și lumea se frământă. Ți-am dat viața mea în dar să poți intra la nuntă și să-i cânți lui Dumnezeu cântarea izbăvirii. Copile, azi prin glasul tău eu chem acasă toți fiii. Hai vino și privește în sus, e cerul în sărbătoare. Și mii de îngeri lui Iisus îi cântă, căci slava lui e mare. O vino, cântă și tu azi, Iisus mereu te așteaptă, nu mai privi la al tău necaz, la valurile ce te poartă, prin întristări și slăbiciuni, prin clipe grele amare, căci Dumnezeu face minuni și azi la noi în adunare. Și slăbiciunele și al tău necaz și lacrimile toate, ce-ți curgeau mereu pe obraz, le-a strâns ca nestemate. El le-a purtat pe crucea lui ca azi să ai putere. Din inimă doar Domnului să-i cânți în zile grele. Nu mai privi la greșul tău, nu ațipi pe cale. Tu cântă iar lui Dumnezeu, căci slava lui e mare. Da, slava lui e mare. Amin. Da, eram emoționat duminica trecută că era fratele Victor și așa, cu, ca și cum lucrez la o firmă și te cheamă cineva alta, nu-l cunoști tractorul, nu știi, tu ești să escavezi, ăla merge, poate are ceva probleme și trebuie să știi cum să le pui. Și am uitat de saluturi, dar oricum nevastă mea e cu astea, le are, Domnul i-a dat harul. Eu i-am spus la Viorel prima dată când o trebuie să cânt, că aveam un grup și nu a venit solista. Ai de mine, deci așa tremuram, nici n-am mai putut să... Chitara bastă, așa făcea la mine în mână. Dar uite că așa îi zice că Domnul binecuvântează începuturile, numai doar să vrei. El ne dă și puterea și înfăptirea. Așa că le-au dus acum și așa că s-au rezolvat. Domnul fie lăudat. Ce minunat că Domnul ne-a salvat, suntem copiii Lui, da, ceva mai minunat, că nu ne lasă aici, da? El nu ne lasă, ne-a promis. El a plecat cu o promisiune extraordinară. Zice, iac mă duc să vă pregătesc un loc acolo unde sunt eu să fiți și voi. Deci, nădejdea noastră, ce minunat. Orice ar veni, știm, ca și când eram mai copii și eram la film și care mi-era înainte, zice, cum se termină? Dar noi știm că finalul, că Domnul a biruit pe cel rău și prin el noi suntem biruitori. Deci noi, gata, deja mai cădem, dar... Cel neprionist de 7 ori, dar să scoală că știe că Domnul e de putere. Domnul fie lăudat și mărit. Amin. Iisus a plecat să-mi gătească loc sus în țara gloriei. Iisus a plecat să-mi gătească loc sus în țara gloriei. Sus în țara gloriei eu fericirea voi gusta. Sus în țara gloriei. Sus în țara gloriei eu sus în țara gloriei. Cât de mult doresc trupul să-l sfârșesc sus în țara gloriei. Ca-l meu scump Iisus să-l întâlnesc sus în țara gloriei. În țara gloriei eu fericirea voi gusta. Sus în țara gloriei. Sus în țara gloriei eu în curând voi triumfa. Sus în țara gloriei.
Noa și tu încă este loc, sus în țara gloriei. Să nu zăbovești, vin și tu cu noi, sus în țara gloriei. Sus în țara gloriei, eu fericirea voi gusta. Sus în țara gloriei, sus în țara gloriei, eu în curând voi triumfa. Sus în țara gloriei, sus în țara gloriei, eu fericirea voi gusta. Sus în țara gloriei, sus în țara gloriei, eu curând voi triumfa. Sus în țara gloriei. Amin. Domnul este viu, mărit și binecuvântat să fie numele Lui. Să spunem întotdeauna, El este viu. În zilele din urmă, când trec prin niște încercări și îmi veneau niște gânduri în mintea mea când am venit în America și risipeam banii, aruncam cu banii, mă interesau banii, iubeam banii. Chiar după 3 ani de America m-am dus bankruptcy. Am zis, mă zic, dacă tot am luat, înțelegi, 60.000 de dolari, am văzut alții cum merg pe bankruptcy, să mă duc și eu. Dar ce, eu nu pot. Și m-am dus bankruptcy și m-am dus la Loyal și s-a rezolvat legal. Ca să vedeți cum se poate lucra în America cu bankruptcy. De atunci, slăvit să fie Domnul, când Domnul mi-a deschis ochii, de acum 12 ani, nu mi-a mai trebuit absolut niciun credit card, niciun, numai 4 debit card-uri. Rog pe fratele meu să pune pe Proverbe, capitolul, versetul 22, versetul 17. Și fraților, prin încercările care le trec acum de 10 zile ce s-a întâmplat, eu când m-am venit în la Florida, am venit cu o mașină și aveam vreo 3.000 sau 5.000 de dolari. Atât. Nu vă mint. Am cunoscut-o pe soția mea acum 10 ani de zile. Ne-am căsătorit după 3 luni, 4 luni. Ea a fost binecuvântată. Ea a fost, nu eu, ea a fost binecuvântată. Avem o căsuță și așa mai departe, dar trecem prin niște încercări foarte mari și inima mea parcă, dacă mi-a distrus cineva acum căsuța asta, eu trebuie să mă duc la asigurare, trebuie să mă duc acolo, trebuie să sun pe ăștia, pe fratele Victorul, îi spun, frate, ce trebuie să fac, cum veniți la mine? Și parcă văd că mă depărtez de cuvântul lui Dumnezeu și de lucrarea Lui. În cele 10 zile nu m-am dus la evangelizare pentru că trebuie să aștept pe ăștia, pe private, pe adjusters, trebuie să sun, trebuie să fac. Zic, Doamne, mustră bogăția asta, că zic, mult, 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 poate, mult, mult poate să facă. Și aceasta vin lume, Proverbe 17, Proverbs 22:17, maybe I'm wrong, maybe 7, I'm sorry, Proverbe 22:7. Next one. Aici ai. Și fraților, când bankruptcy și luăm bănuți și luăm banii care nu aparține nouă și vrem să impresionăm pe alții, dar nu cu banii noștri, cu banii ce ne dă, ăsta ne facem robi. Bogatul stăpânește peste cei sărași și cel ce ia cu împrumut este robul celui ce dă cu împrumut. De aceea nu avem timp pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și am zis așa, Doamne, pentru o căsuță din asta care are soția mea, eu simt că sunt îndepărtat de Tine. Nu mai pot să fac lucrarea care îmi dorește inima că să mă duc, pentru că n-am timp pentru Tine. Și mă rog Domnului ca să-mi dea timp și înțelepciune și oameni la timp ca să pot să le rezolv, să mă duc, să mă întorc înapoi ceea ce m-a chemat Domnul să fac. Apropo de lucru care trebuie să fac, acum săptămâna trecută, pe 17 iulie,
am fost 8 persoane, deși că 12 ani, pe iulie 4 s-a întâmplat, Domnul a avut milă de mine și frații baptiști din New York m-au catechizat un an și 3 luni. Domnul să-i binecuvânteze, Domnul să-i binecuvânteze, că parcă Petru când a zis 3.000 de oameni, ce trebuie să facem? Veniți la catechizare. Deci Domnul să-i binecuvânteze. Dar Domnul mi-a dat putere ca să stau acolo și m-am botezat. Acum pe iulie 4, în 2010, o să am aniversarea când Domnul mi s-a arătat, când Domnul m-a pocăit. Nu eu m-am pocăit. Omul de la el nu poate să se pocăiască, fraților. Nu din puterea lui. Păi din puterea omului nu se poate pocăi. Domnul trebuie o divină putere, o putere divină trebuie să vină un om ca să se poată pocăiască. Nu poate să se pocăiască. Asta vă spun scriptural. Și fraților, mă gândeam eu că iulie 4 se apropie și de obicei pe iulie 4, aniversarea mea de my spiritual birthday, de obicei luam pe nevastă mea înainte când era bolnavă, dar soția mea de când nu poate m-am duc eu și Domnul mi-a pus de această lucrare să mă duc the water of life. Iau cam 600 de sticle cu gheață, cu cooleruri, mă duc afară, free, ice cold water, Ioan capitolul 4, Revelation, Apocalipsa capitolul 22, oamenii trec pe lângă plajă, nu mă duc chiar în plajă că prea multe ispite ai acolo, fraților. Și stau acolo, înțelegi, mai ăsta, unde mai, oamenii sunt mai ok. Și oamenii trec, it's free water? Yes, it's free water, but you have to take this one. Și Domnul Iisus Hristos, poți să iei cele șase tu de sticle de apă, 400 cât am, dar o să însetezi din nou. Dar dacă tu îl accepți pe Domnul Iisus Hristos și te pocăiești și roagă-L, Domnul te va lucra în tine și te va mântui. Bineînțeles că iau asta și iau în cam 3 ore, fraților, 600 de sticle. Știți cum merge cu asta? Foarte, mărit și binecuvântat să fie Domnul. Amin. Merge foarte bine. E un cald, dar pun umbrelă, pun o șăpcuță, e cald, gheață am destulă cu rece acolo, deci... Și acum, cu problemele cu casa care le-am, soția mea bolnavă, am zis, caut un lucrător. Nu vreau să vă pun sarcini la nimeni, fraților, dar dacă vreți numărul meu de telefon, fratele Victor o știe, sau după, caut un lucrător duminica, adică pe July 4. Mașina mea e foarte mică, aveam o mașină mare când eram cu soția mea, dar totuși caut un lucrător care vreau să fac aniversarea, care întotdeauna să nu mă oprească acest lucru. Indiferent încercările care le trec acum, indiferent problemele care le avem. If you can put, please, Matei, capitolul 12, versetul 30. Cine nu este cu mine, este împotriva mea și cine nu strânge cu mine, risipește. Matei, capitolul 10, versetul 32 până la 33. Noi, fraților, suntem chemați să facem ce ne spune Scriptura, nu ce ne spune altcineva. De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îi voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Următorul. Dar oricine se va lepăda de mine, înaintea oamenilor mă voi lepăda, eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Next, please. Atât. Am sorat, de fapt, de la 32 la 33. Roman, capitolul 1 cu 16. Romans 1, 16. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Iisus Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea și fiecare care crede întâi în iudeul, apoi în grecului. Nouă, fraților, asta n-ar trebui să ne fie rușine. Oriunde ne-am duce, ești la servici, ești acasă, ești în adunare, asta este pentru noi mântuirea noastră, mărit și binecuvântat să fie Domnul. Poate să vadă lumea evidența din tine, Hristos este în noi și este viu, fraților. Dacă noi nu facem evidența asta, înseamnă că soră, frate, vino aici și ne rugăm și ne punem și ne rugăm pentru noi ca Duhul Sfânt să lucreze și pentru tine, că prin harul lui am fost mântuit. Și acest har care mi-l-a dat, nu l-am meritat deloc niciunul.
Dar asta care ni s-a dat, noi trebuie să o dăm și la alții și să arătăm că Hristos este în noi. Nu știu, am să citesc câteva scripturi și fără să comentez la ele. Și Domnul să vă dea înțelepciune. Hai să-l citim împreună. Luca, capitolul 10, de la versetul 38-42. Mai bine nu cânt, dar vreau cuvântul lui Dumnezeu să fie. Luca, capitolul 10, versetul 38-42. Pe când era pe drum cu ucenicii, Iisus a intrat în sat și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele lui. Marta era împărțire cu multă slujire. Țineți în minte, sublinea slujire. A venit repede la el și a zis: Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi, dar să mă ajute. Drept răspuns Iisus i-a zis: Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorzești și te frămânți tu, dar un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua. Matei, capitolul 6, 33-34. Am spus că nu o să comentez, dar nu o să comentez pe Scripturi, numai lăsăm Scriptura să meargă. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijoați de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însuși. Ajunge zilei necazului ei. Coloseni, capitolul 3, 2. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pământ. Roman, capitolul 8, Roman, capitolul 8, de la versetul 6 până la 9. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moartea, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viața și pace, fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nu poate să se supună. Deci cei ce sunt pământești nu pot să-i placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Grele cuvinte vine aici. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. Iacov, capitolul 4, de la versetul 4 și 5. James. Versetul 4, Iacov, capitolul 4, versetul 4, exact, bun. Suflete prea curvare, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Vă amintiți că am citit Roman, capitolul, versetul 8 și 6, spuneam, deci cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu pentru că sunt vrăjmășie cu Dumnezeu. În Iacov, capitolul 4, vedem aici, suflete prea curvare, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu, așa că cine vrea să fie prieten cu lumea să se facă se face vrăjmaș cu Dumnezeu, credeți, credeți că degeaba vorbește Scriptura, Duhul pe care l-au pus Dumnezeu să locuiască în noi, ne vrea cu gelozie pentru sine, bărbaților sau femeilor. Când ne-am căsătorit, ne oprim un pic aici, că trebuie să-mi vine în minte ceva, când m-am căsătorit cu soția mea, nu puteam să-i spun: honey, we married, honeymoon is over, here is my ring, here is my the certificate, I call you Sunday, if you need anything, let me know, but I'm going back to my ward. Ce căsnicie ar fi aia, fraților? I-ar fi o căsnicie bună? N-ar fi geloasă soția mea sau bărbatul n-ar fi soție? Păi stai un pic. Tu ai făcut un legământ cu mine, nu se poate. Mergem, zice, gelozie pentru sine. Supuneți-mă, dar Dumnezeului împotrițivă diavolului, de la 7 la 9, după aia, du-te până la 7 la 9. Bun. Supuneți-vă, dar Dumnezeu împotrivă-ți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Mai departe, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățați-vă mâinile păcătoșilor, curățați-vă inima oamenii cu inima împărțită. If you can put plângerile, that's I think so lamentation in English, plângerile, capitolul 3, de la 39-42. Plângerile? Deci Jeremia.
Plângerile Ieremia, dar mă gândeam pe engleză. Chapter 3, verse 39 to 42. De ce să plângă omul cât trăiește? Fiecare să plângă mai bine de păcatele lui, să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm și să le întoarcem la Domnul, să ne înălțăm și inimile cu mâinile spre Dumnezeu din cer, zicând, am păcătuit, am fost îndăratnic și n-a iertat. Tot acolo rămâi la 3, de la versetul 55 până la 58. Tot același capitol, de la versetul 55 până la 58. Dar am chemat numele Tău, Doamne, din fundul gropii. Tu mi-ai auzit glasul, nu ți-a stupat urechea la suspinele și strigătele mele. În ziua când Te-am chemat, Te-ai apropiat și ai zis, nu Te teme, Doamne. Tu ai apărat pricina sufletului meu și mi-ai răscumpărat viața. Proverbe, capitolul 24, Proverbs, verse, chapter 24. Versetul 30-34. Vă întreb eu pe dumneavoastră, guvernului îi place să fim în șomaj? Sau acasă dacă aveți copii sau femeilor, vă place când bărbații voștri sunt în șomaj? Bun, hai să vedem ce ne spune Proverbe, capitolul 24, versetul 30-34. Am trecut pe lângă ogorul unui leneș și pe lângă via unui om fără minte și era numai spin, acoperit de mărăcini și zidul de piatră și era prăbușit. M-am uitat bine și cu luarea minte și am tras învățătură de ce am văzut. Să mai dor puțin, să mai ațipesc puțin, să mai încrucișez mâinile puțin și să mă odihnesc. Și sărăcia vine peste tine pe neașteptate, ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Fraților, cuvintele astea, înțelegi, care Domnul mi l-a pus, prin aceste 10 zile care trec, sincer, n-am avut timp nici să meditez, că nu mai știam unde mi-e Biblia, unde mi-e pasta de dinți, unde mi-e că... It is what it is, I'm not saying that, nu mă plâng, că Domnul le știe pe toate, dar n-am timp și mă doare, parcă zic, mă, nu m-am dus la evanghelizare, nu m-am dus acolo. Și Domnul în gând, când stăteam așa, mă pune, vreau să mă culc, dar nu puteam, că Domnul, parcă, am auzit astăzi, te trezește și atunci eu de pe telefon citesc și gândurile astea vine și zic, mă, trebuie să le scriu pentru mine prima dată și mai înțeles, bineînțeles, și pentru frați și surori. Este bine, fraților, să ne gândim. Dacă noi acum, eu tremur sau mă îngrijorez pentru lucruri care nici nu a fost al meu. Nu este al meu. De la soția mea m-a binecuvântat, Domnul. Am avut o mașină și $3,000 acum 10 ani. Și acum uitați-mă, eu cu soția mea, binecuvântat să fie Domnul, am o căsuță care este a ei. Este a ei. Bine că suntem împreună, suntem căsătorit. Domnul își dă la copiii lui somn, și în somn le dă mâncare. Eu nu m-am dus la... Că m-am căsătorit cu soția mea, n-am știut că ea are casă, are XX amount of money. Habar n-aveam. După aproape un an, înțelegi, când am căsătorit, am zis, păi tu atâția bani ai, tu ai casa asta? Păi și de ce nu mi-ai spus? Zice, de ce să spun? Ia-l tău oricum. As a matter of fact, I'm making a will for you. And she make the will for me. I said, Doamne, nu merit. Nu merit aceste lucruri. Cum pot să mă îndepărtez de Domnul și când vede acum s-a întâmplat că se întâmplă? Ce vom face, fraților, când va veni semnul fiare? Ce vom face când sistemul, când se va aplica peste noi și o să spui, măi, ne încredem în Dumnezeu, nu mai poți să cumperi la nepoții tăi sau la copiii tăi un lapte, un medicament, casa trebuie să o plătești, dacă nu plătești, vine și îți ia până la urmă guvernul în mașina și casa, înțelegi, ce facem? Și noi o să ne îngrijorăm sau... Ni se lipesc lucrurile de inima noastră, fraților. Mă întreb eu lui Dumnezeu Iisus Hristos dacă îi place treaba asta. Nu îi place, fraților, pentru că El ne spune, fraților, unde să căutăm pe El prima dată. Și El ne va binecuvânta. Eu sunt sincer să fiu, eu sunt un exemplu pentru mulți frați și pot să dau o mărturie.
Domnul m-a ajutat și nu m-a lăsat. În 12 ani mi-a schimbat viața, mi-a schimbat toată atitudinea. Nu sunt eu perfect, fraților, că am lupte și avem și toți avem. Dar viața mi s-a schimbat, Domnul mi l-a schimbat, nu eu. Și asta pot să le spun, fraților, avem un Dumnezeu extraordinar de mare care este fără nelimitată puterea Lui. Și noi ne îngrijorăm și pe noi îl limităm puterea Lui ca să nouă să ne fac ce mai aici pe pământ ceva. Și aici ne spune, of, Doamne, ai milă de noi, ne spune, vegheați, fraților, vegheați. Și la omul care cu hambarele, of, nebunule, că nu știi, când chiar în seara asta poți să schimbi sufletul. Dacă m-am dat voie să mai cânt în cântec, e bine, dacă nu, nicio problemă, înțeleg, să mai las pe frații, înțeleg că nu vreau să iau cuvântul. Cântecul ăsta l-am cântat acum, mi se pare, câteva luni și am să-l cânt. E vorba despre bogăție, e vorba despre această lume, e vorba despre noi, fraților, trebuie să avem grijă în ce parte fugim. E bine între noi ca să ne în sfințenie, în pace, în Duhul blândeții, să spunem la frați, pe care cale suntem. Să ne cercetăm, eu mă cercetez pe mine, sunt eu oare pe calea lui Dumnezeu? Sunt plăcut lui față lui Dumnezeu? Am cunoscut un frate, nu un frate, un, am spus la și la fratele Victor, e un sous-șef, nu-i bucătar, e ajutor bucătar, e din Moldova, la mine la servici. Mă rog, Domnului, și asta i-am spus, mă zic, vină, nu știți cum e. Dacă îmi spunea mie, mă, hai la adunare, lasă-mă, mă, cu adunare. I-am zis, mă, zic, mă, să frate, zic, ești moldovean, da, din Moldova și asta. I-am zis, mă, zic, foarte mulți români suntem aici. Și am zis, Zoli, cam da. Și am zis, da, uite, zic, dacă vrei, zic, sunt mulți români aici, putem să ne întâlnim, ne bucurăm și așa mai departe. Astăzi l-am luat, i-am trimis mesajul și i-am zis, dacă vrei, te așteptăm cu mare drag. El mi-a trimis, eu, ce frumoasă zi la plajă cu familia. Domnul să te binecuvânteze, că și eu am făcut așa, fraților. Și eu am făcut așa. Trebuie să avem răbdare cu ei, trebuie să ne rugăm pentru aceste suflete când Domnul ne pune. Ca ceva să-i atragă pe acești oameni. Să zică, mă, what is special about you, the place? It's Jesus. Doamne, să te slujesc tot mereu, să te port în gândul meu. Numai Tu, stă bogăția ori lumea, minciuna, Iisus, rămâi în viața mea. Ochii Tăi să fie ai mei, Iisus, Duhul Sfânt cu Duhul meu, te rugăm, inima să-mi o întărești, n-o părăsești, viață doar Tu-mi dăruiești. În credință ne luptăm, hai cu toții să ne încurajăm. Pericol te-am chemat, m-ai salvat, din încercări m-ai alinat, vindecat, ce iubire n-ai arătat, tot mereu, cine ca Iisus al meu. N-ai chemat, te-am auzit, l-ai auzit, vocea lui Iisus e deosebit, hai să ne unim cu toți în lumina lui Hristos. În credință ne luptăm, hai cu toții să ne încurajăm. Fii tare și curajos, toată Iisus revine, a promis, e chiar la prag, te mai interesează, frate drag,
ai slăbit, ai obosit, adormit, noaptea ne-a mântuit. În credință ne luptăm, hai cu toții să ne încurajăm. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Până la sânge ne spune ca să ne împăcatului. Păcatul e păcat, fraților. N-avem ce să ne jucăm. Păcatul este păcat și Domnul să ne ajute. Încă o dată, Domnul să vă binecuvânteze. Aștept lucrători. Am nevoie de lucrători. Dacă nu am să fac așa, înțelegi cum e. Am chemat și pe frații de dincolo. Duminica trecută am fost. Mă rog ca Domnul să-mi dea un lucrător. Să mergem, e cald, vă spun acum, e cald, vedeți, știi, cald de la Florida, ca să stai 3 ore, 4 ore, cam 3-4 ore stai în soare, dai apa, oamenii vin, free water, of course, oriunde în parc, drive fort, e plin parcurile, sunt, dar merită, fraților, cum să nu merită? E Domnul Iisus Hristos, cât a stat pe cruce? 6 ore sau... Nu știu, cam așa ceva, așa, nu putem noi să stăm câteva ore să împărțim cuvântul lui Dumnezeu. Ei singuri vor lua apa, ori spre osândar lor, ori spre mântuirea lui. Asta nu este treaba noastră. Când ne spune Ioan capitolul 15, versetul 22, ne spune, dacă nu aș fi venit, n-ar avea niciun păcat, dar de când au auzit cuvântul lui Dumnezeu, ei vor fi răspunzători. Noi trebuie să le spunem fraților, nu-i treaba noastră nici să-i judecăm, nici să-i mântuim. Domnul va face, Domnul să ne ajute la asta, fiți binecuvântați. Zoli, nu trebuie să te îngrijorezi, pentru că Dumnezeu are un plan, întotdeauna va spune, va căuta un prilej și va căuta să creeze o circumstanță în care să se folosească de copiii lui, să folosească de noi. Mi-aduc aminte că săptămâna trecută, înainte să vin la biserică, ne-am oprit pe la magazin și m-am întâlnit fără să vreau cu o persoană. Am auzit că vorbea românește și imediat am intrat în vorbă și i-am spus, uite, suntem un grup de români, dacă vrei să vii la biserică. Acum, nu-l văd aici, dar nu poți să știi niciodată că Dumnezeu nu lucrează. Dumnezeu lucrează într-un fel sau altul, chiar dacă, mă rog, n-ai avut ocazia să te duci mai mult la evangelizare pe stradă sau nu. Mi-aduc aminte de Filip, Duhul Domnului l-a dus altă traiectorie și s-a întâlnit cu iunicul acela care i-a mărturisit chiar din Isaia și atunci s-a pocăit, s-a și botezat. Deci Dumnezeu lucrează când într-un chip sau în altul. Sunt emoționat, mă identific cu fratele Nelu și când vă văd parcă mă încurajează că nu sunt singur care am emoții. Anyway, vreau să spun bine a venit lui Victor, că acum să văd că și echipamentul parcă merge mai bine. Și faptul că o biserică mai mică, noi am fost mulți ani de zile într-o biserică mare. Adică biserica a fost micuță, dar într-o perioadă de vreo, să zic așa, 10 ani de zile, a devenit o mega church. Și acolo te simți ca un spectator, păcând într-o bisericuță mică te simți mult mai intim. Este așa, parcă este o atmosferă mult mai plăcută. Am să citesc, am câteva gânduri care le-am notat eu de la Ioan, Evanghelia după Ioan, capitolul 1, cu versetul 19. Iată
mărturisirea făcută de Ioan când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoți și pe leviți să îl întrebe: tu cine ești? El a mărturisit și nu a tăgăduit. A mărturisit că nu el este Hristosul. Și ei l-au întrebat: dar cine ești? Ești Ilie? Și el a zis: nu sunt. Ești prorocul? Și el a răspuns: nu. Atunci i-au zis: dar cine ești? Ca să dăm răspuns celor ce ne-au trimis. Amin. Gândurile care este vorba de un dialog care l-a avut Ioan Botezătorul cu anumiți oameni și din asta mi-am sustras câteva gânduri în care mi-am pus întrebarea și să ne punem fiecare întrebarea: oare cine sunt eu? Cine ești tu? Oamenii vor să știe, oamenii se uită la noi și oamenii se întreabă: cine este această persoană? Nu? Deci, ce spun oamenii despre noi? Mi-aduc aminte că pe timpuri când vedea un om pocăit pe stradă, de multe ori oamenii își dădeau seama, zice, omul ăla este pocăit. Dacă ar fi să ne facem o autobiografie, ce am spune despre noi? Sau dacă stăm înaintea Domnului, să zic că stau în camera mea și încep să, așa, să stau pe scaun și să mă uit, să vorbesc cu Dumnezeu, să fac o autobiografie. Că înaintea oamenilor este una, dar înaintea lui Dumnezeu e cu totul alta. Și să, așa, să spun: Doamne, uite, cine sunt eu? Noi acum ați văzut că în fața oamenilor suntem foarte bune a, să zic așa, a juca puțin teatru. Pentru că ne doare de onoarea noastră. Vrem să pretindem că noi suntem cine suntem sau nu vrem să arătăm slăbiciunile noastre. Am vrea să știe oamenii, am dorit ca oamenii să știe și toată lumea împrejur că noi suntem cine suntem. Nu? Mi-aduc aminte de un om foarte bogat care a venit la moartea fratelui său, care fratele lui s-a ocupat cu fel și fel de lucruri în viață, cu curvii, cu hoții, cu băuturi, cu toate lucrurile din lumea asta. Și la mormântare s-a dus la pastor și i-a dat un plic, o sumă extraordinar de mare de bani. Și a spus, zice, uite, eu nu vreau să menționez niciunul dintre lucrurile care le-a făcut fratele meu pentru onoarea mea, că nu vreau să-mi strici onoarea ce a făcut el. Vreau să spui, cu alte cuvinte, numai lucruri bune. Cu alte cuvinte vreau să spui că el a fost un sfânt. La mormântare, vă dați seama, ispita a fost mare, n-a știut ce să spună și până la urmă, în fața la mulțimea de oameni, a spus, zice, uite, omul ăsta din groapă de aici a fost un curvar. Omul ăsta din groapă a fost un tâlhar. Omul ăsta din groapă a fost un hoț, a fost și a enumerat unul câte unul toate lucrurile care le-a făcut în viață. Dar zice, în comparație cu fratele lui care este lângă noi, a fost un sfânt. Deci de multe ori adevărul ne prinde din urmă. Orice am face noi, adevărul ne prinde. Cât de mult am dorit noi să impersonăm sau să facem teatru. Și noi suntem foarte buni de a vedea lucrurile mai puțin la noi și mai mult la alții. Știți problema, cum spune Domnul Iisus, cu paiul și cu bârna. Acum, de multe ori la noi, la credincioși, se întâmplă că sunt probleme și de multe ori le băgăm sub preș sau suntem foarte buni să le acoperim. De multe ori am devenit maestri. Știu că vorbeam cu Victor odată și zice, erau doi frați, așa a zis, credincioși, doi vecini. Și se certau, era o ceartă între ei, ce atitudine și ce cuvinte ieșeau din gura lor, numai ei știu. La un moment dat trece cineva pe trotuar și zice, he, oprește-te puțin până trece omul ăsta. Și pe urmă putem să reluăm de la început. Deci vă dați seama cum suntem noi. Acum să vedem cuvântul, ce spune Pavel despre lucrul ăsta. Și dacă vrei să pui Romani,
capitolul 7, versetul 14. Zice, știm că în adevăr, știm în adevăr că legea duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut rob al păcatului. Vedeți ce spune Pavel aici? Dacă eliminăm, de multe ori, așa în gramatică, se adaugă foarte multe când pui virgulă. Dacă eliminăm toate virgulele, practic el spune, eu în adevăr, deci în adevăr, eu sunt pământesc rob al păcatului. Asta mărturisește Pavel despre el. Și cine era Pavel? Și uitați mărturia lui. Eu sunt vândut rob al păcatului. Când de multe ori noi avem impresia că ne-am născut buni. O, eu dacă am venit din familie de credincioși, avem impresii despre noi. Și aș vrea ca să mai citesc încă un verset tot la Romani, versetul tot la Romani 7, versetul 24. Și încă un lucru care îl spune Pavel despre el. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Vedeți ce spune Pavel despre el? Noi suntem niște oameni plini de păcat și inima noastră este foarte stricată, dar de multe ori este mândria care ne domină. De multe ori omul și la moarte vrea să moară mândru și atunci este nevoie de ce? Este nevoie de Duhul Sfânt care trebuie să ne cerceteze. În momentul când Duhul Sfânt intervine în viața noastră, atunci începe să ne deschidă ochii și să ne autocercetăm fiecare. Am să mai citesc acum încă un verset de la 1 Corinteni 15 cu versetul 9. Și ce mai declară acest gigantic Pavel despre el, căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli, nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Deci, vedeți atitudinea lui Pavel. Acum, noi trebuie să ne vedem pe noi fiecare, să vedem atitudinea inimii noastre. Dacă se întâmplă, poate că nu, Duhul Sfânt nu ne cercetează, putem în rugăciune să cerem să ne cerceteze Duhul Sfânt și să ne reveleze aceste lucruri, să ne spună, să ne arată acolo lucrurile de care trebuie să ne pocăim. Am să mai citesc tot de la Romani, capitolul 8, versetul 38. Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerile, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu poate fi în stare să ne desparte de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Una din lucrurile care îl caracterizează pe un creștin este că un creștin este ferm convins în ceea ce crede. Și așa în experiența mea am avut de multe ori cu prieteni de-ai mei care de multe ori căutau să mă pună la colț sau îmi punea întrebare, de ce ești chiar atât de sigur că tu să ajungi în cer, care e diferența între tine și noi și alte întrebări care mi le punea. De multe ori le-am răspuns că zic, uite, când ai probleme cu mașina, te duci la mecanic, când ai probleme cu dinții, te duci la dentist,
De ce când ai o problemă sufletească nu încerci să deschizi Biblia? Și uneori oamenii când aud despre Biblie deja începe să facă un pas înapoi. Și de multe ori care mi-a fost foarte de folos, am folosit un filozof care oamenii nu știu, dar el a fost credincios, se numește Pascal. Și Pascal a declarat un lucru care l-am folosit de foarte multe ori când am vorbit cu prieteni de-ai mei. Și Pascal a zis în felul următor. Dacă tu în viața ta crezi că există Dumnezeu și urmărești Biblia și când ai murit, vezi că n-a existat Dumnezeu, n-ai pierdut nimic. Dar în contrariu, dacă nu crezi ce spune în Biblie și refuzi și vrei să crezi, să trăiești după voia ta și ajungi la moarte și te trezești față în față cu Dumnezeu, atunci este prea târziu pentru că ai pierdut totul. Și de multe ori oamenii încep ca să așa, să rețină lucrurile astea și să le fermenteze în mintea lor. Acum, o întrebare care să ne punem, Doamne, ce dorești de la mine? Ce, you know, așa, întrebarea asta, cum vrei să fiu eu în viața de credință? Pentru că, de multe ori, viața noastră de credință nu reflectă în viața noastră. La biserică suntem unii, dacă suntem afară, probabil că suntem alții. Atitudinea noastră trebuie să reflecte. Un credincios autentic, un credincios adevărat, se vede prin atitudinea lui. Și de multe ori vreau să spun că suntem puțini, ne cam văicărim așa, ne cam plângem de foarte multe ori. Atitudinea unui credincios trebuie să fie mereu vesel, trebuie să fie mereu ferm, să știe unde merge, trebuie să fie plin de viață. Când te întreabă cineva, care-i treaba? Care-i viața ta? Cum ești? Așa și așa, nu. Îmi place vorba asta de la un american care ascult mereu, îl cheamă Dave Ramsey, vorbește despre, de multe ori, e un om foarte credincios și vorbește despre lucruri financiare. Și când întreabă cineva, cum ești? Better than I deserve. Better than I deserve. Noi nu merităm nimic pe lumea asta și uitați câte lucruri am primit. Faptul că suntem în locul ăsta, faptul că suntem în picioare și putem să stăm de vorbă. Pavel a fost un om care, practic, cu alte cuvinte, și-a scris singur autobiografia lui. Pavel a fost un om firesc, un om care știm cu toții înainte să întâlnească cu Domnul Iisus. Și Domnul Iisus s-a folosit de el și a devenit un om duhovnicesc. Acum, uitându-mă la Pavel, care este un exemplu foarte bun, și îmi pun întrebarea, oare, dar eu? Eu văd că Dumnezeu și-a arătat îndurare de acest Pavel. Mă gândesc dacă vreau ca Dumnezeu să-și arate îndurare față de mine? Unul dintre lucrurile care îl caracteriza pe Pavel este că el era ferm convins. El nu era dus de vânturi. El a avut parte de foarte multe conflicte și el a avut o cale fermă. Cu toate că a spus de multe ori, zice, m-am făcut iudeu cu iudeii, m-am făcut greș cu grecii. Dacă era în zilele noastre aici, se făcea baptist cu baptiștii, penticostal cu penticostalii, catolici cu catolicii, numai ca să sustragă măcar un suflet. Dar el știa calea care merge. El căuta să facă orice, orice. Nu se abătea nici la stânga, nici la dreapta, dar în schimb făcea orice ca să atragă oamenii către Dumnezeu. Acum nu vreau să mai continui prea mult, decât vreau să spun că Pavel era plin de bucuria lui Dumnezeu. Și, de fapt, bucuria care o avea de la Dumnezeu în el era tăria lui de zi cu zi. Asta era Pavel. Și Pavel este un exemplu tare bun pentru noi. Și nu vreau decât să închei cu acest lucru, fie că trăim, fie că murim, să fim siguri că noi suntem ai Domnului Iisus Hristos.
și o să fim împreună și cu Pavel și cu toți cei dragi ai noștri. Amin. Continuăm să ne rugăm. Mi-a plăcut ideea lui fratele Zole, idee foarte bună, fiindcă mi-aduc aminte, în Germania era un frate american care ne lua, așa e, David, John, care ne lua tot așa pe drum și el desena ceva cu lumină violetă, desena, oamenii se îngrămădeau, noi stăm grămadă, interesant, când vineau mai mulți, noi ne dăm într-o parte și începem a da literatură, știi? Domnul știu sigur că are multe variante și pe orice, dacă folosim deja, se greșește ăla care nu face nimic. Dar oricine face un lucru, slavă Domnului și mulțumim pentru asta, Domnul să binecuvânteze, să-i dăie putere lui fratele Zole și cred că fiecare în felul lor, în felul lui, sau Dumnezeu a pus așa pe fiecare pe inimă că cineva, fiecare cred că lucrează pentru a vesti Evanghelia așa apropia. Dar dacă este cineva și poate să-l ajute pe fratele Zole, chiar vă rugăm frumos. Deci ne bucurăm iară, mulțumim Domnului că am ajuns înapoi, mergem mai departe cu slujirea. Duminica viitoare la ora 5 vom avea ceas de rugăciune.